Deși nu este printre cele mai agreabile imagini pentru un părinte, bebelușul care își bagă mâinile în farfurie trebuie lăsat în pace. Din moment ce ați diversificat mâncarea copilului, acesta începe să se familiarizeze nu numai cu alimentele solide, dar și cu tacâmurile pe care probabil le va arunca pe jos. Primul gând va fi cum să-l opriți. Nu o faceți însă. Aceste acțiuni au efecte benefice în procesul său de dezvoltare. Potrivit experților în parenting, așa le oferiți șansa să devină independenți. Un studiu a stabilit că acei copii care sunt lăsați în scaun și se pot juca în voie cu mâncarea au învățat mai repede despre alimente și texturi, iar explicația este că atingerea mâncării cu mâna îi ajută să obțină mai multe informații decât ar face-o doar vizual. Ei învață mai ușor denumirile, fac mai rapid diferența între moale și tare, între cald și rece, între lichid și solid. În plus, așa își vor dezvolta abilitățile motorii mult mai rapid decât dacă îi hrăniți cu lingurița. Dacă le interziceți această distracție, micuții ar putea să plângă la contactul cu un mediu sau obiect necunoscut. Mâncarea va ajunge deseori pe jos, pe haine sau chiar pe pereți, dar nu disperați. Acest joc, la un moment dat, le va displăcea. Ca să vă fie mai ușor să faceți curățenie, urmați câteva recomandări. Puneți un covoraș în zona în care mănâncă cel mic, alegeți un scaun de masă din materiale ușor de curățat, puneți-i bavețică și folosiți veselă cu bază de silicon, cu vacuum sau antialunecare. Când copilul devine mai măricel, implicați-l în aranjarea tacâmurilor și oferiți-i un exemplu de comportament la masă permanent. Bucurați-vă de aceste momente, ele sunt de neprețuit!